Și aș dori să începem cu părintele Ionuț Cordoneanu, care este vicar patriarhal și care cu siguranță are să ne transmită câteva gânduri. Mulțumim, părinte, pentru tot sprijinul. Doamne, cred că bine ne-am întâlnit. Majoritatea cred că ne vedem pentru prima dată acum și în mod direct cu atât mai mult. Sunt Ionuț Cordoneanu, vicarul administrativ al Patriarhiei Române și am reprezentat și reprezint Biserica Ortodoxă Română în alături de sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române în relația cu această nouă asociație, nou constituită asociație, Asociația Părinți pentru Ora de Religie. În noiembrie 2014, când a fost comunicat soluția Curții Constituționale, motivarea a venit abia două luni mai târziu, deci nici măcar nu se știa ce motive au stat la baza acesteia. Biserica Ortodoxă Română, prin Sfântul Sinod, a evaluat această situație și a pornit de la premiza libertății și a faptului că Hristos se comunică liber, s-a făcut o deschidere, s-a realizat o deschidere deosebită către cei care sunt beneficiarii direcți ai orei de religie. Copiii, dar aceștia sunt unii dintre ei foarte mici și, în primul rând, părinții. Și atunci toate demersurile părinților de a se organiza în acest sens au fost binecuvântate și au fost sprijinite de către Biserica Ortodoxă Română și de celelalte culte. În final, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a manifestat suportul său față de ora de religie și față de demersurile de salvare inițial și de întărire a ei. A fost un fenomen extraordinar la care am asistat. Am descoperit oameni minunați care s-au organizat într-un mod foarte profesionist, pentru că ei sunt profesioniști. Fiecare, părinții, fiecare sunt profesioniști pe un alt domeniu decât acela de părinți. Pe cel de părinți devin profesioniști din mers așa pe măsură ce cresc copiii, dar aveau pregătiri pe domenii foarte diferite de specialitate. Și de la acel prim nucleu care s-a constituit în decembrie, în București, părinți care au ajuns la noi prin duhovnicii lor, dorind să facă ceva, să înțeleagă și să identifice soluții. Și atunci a fost o primă ocazie de a se întâlni un prim nucleu, care după aceea a crescut într-un rit, aș putea spune, incredibil de rapid. Și a ajuns până la ceea ce suntem astăzi, ceea ce sunteți astăzi. Sigla asociației făcută de domnul Iamandei, ca urmare a discuțiilor pe care le purtau părinții, semnifică cumva și de ce sunt eu aici. Vedeți, este familia, biserica și școala, iar punctul comun de intersecție între toate acestea este ora de religie. De aceea, în toată această perioadă, părinții au ținut o foarte strânsă legătură atât cu Biserica Ortodoxă Română, dar și cu celelalte culte în teritoriu și în București, cât și cu Ministerul Educației, cu inspectoratele, cu școlile. Deci ceea ce vedeți acolo nu este un deziderat, este o realitate. De aceea s-a ajuns la acest rezultat impresionant, pentru că cele trei entități au comunicat. De la nivelul local, parohie, părinții din parohie, școala din cuprinsul parohiei, până la nivel național, Ministerul, Patriarhia, Asociația Centrală. Și consider că aceasta este formula pe care se va continua demersul, pentru că și în acest demers ulterior de îmbunătățire, de a face din ora de religie cea mai frumoasă și interesantă oră, pentru că ea nu are doar un rol informativ, ci și formativ, deci are toate premisele să fie cea mai interesantă oră dintre și cea mai iubită dintre toate disciplinele, de a face din corpul profesorilor de religie cei mai bine pregătiți și cei mai motivați până la urmă și sufletește în misiunea lor. Sunt
niște superlative pe care sunt convins că fiecare dintre noi ni le dorim. Atribuțiile sunt distribuite. Până acum a fost foarte, ani de zile a fost un dialog doar între conducerile, să zicem, Ministerului Educației și ale diferitelor culte care participau la realizarea programelor, avizau că le primeau timp de o săptămână după ce erau făcute manualele, treceau pentru avizare și pe la fiecare cult, depinde ce disciplină era predată. Iar acum se completează această structură prin părinți. Iar rolul dumneavoastră este cel pe care doriți să vi-l asumați. Dacă veți dori să vă asumați un rol mic, participarea dumneavoastră va fi restrânsă. Dacă doriți să vă asumați un rol mare, important, adică să puneți suflet și energie în aceasta, sunt convins că și Ministerul, iar despre Biserica Ortodoxă Română vă pot asigura fără nicio problemă, au toată deschiderea pentru a primi sugestiile, observațiile, contribuția dumneavoastră în acest sens. Acesta este mesajul pe care doresc să vi-l transmit din partea Patriarhiei Române, undeva pe parcursul celei de-a doua părți a evenimentului de astăzi. Părintele Patriarh își va rupe o parte din, își va aloca o parte din program pentru întâlnirea cu dumneavoastră. Nu va fi ceva foarte lung, maxim o oră ca timp, dar sunt convins că va fi un element foarte important pentru cunoaștere, pentru cunoaștere reciprocă. Vă mulțumesc și aș vrea să dați cuvântul și altor persoane care, înainte de a trece la filiale, care au avut un rol, o implicare sau care pot să ne ajute prin observațiile foarte competente, pertinente pe care le au în acest domeniu. Vă mulțumesc!